Many people look at the book of Revelation to study the future. Mulți oameni se uită în cartea Apocalipsei căutând să studieze viitorul. You know, you can study the Bible to satisfy your curiosity. Poți studia Biblia ca să-ți satisfaci curiozitatea proprie. Or you can study the Bible to learn how to please God. Sau poți studia Biblia ca să înveți cum să-i placi lui Dumnezeu. And God has written it in such a way. Și Dumnezeu așa a scris Biblia. God is very wise. Și Dumnezeu e foarte înțelept. And He's written it in such a way that there are so many things written here and there to stir up our curiosity. Și așa a scris Dumnezeu Biblia încât a pus și aici colo niște lucruri menite să ne trezească curiozitatea. To stir up our curiosity about 1001 unnecessary things. Să ne stârnească curiozitatea în 1000 și ceva de lucruri nefolositoare. And here and there, și aici și acolo, God has also written about how we can live a godly life on earth. Dumnezeu a scris cum să trăiești o viață duhovnicească pe pământ. So as God's people read the Bible, și când poporul lui Dumnezeu citește Biblia, automatically a sifting takes place. Are loc un anumit proces. And God can find out through what you are searching for in the scripture. Și Dumnezeu își dă seama ce cauți tu în Biblie. Whether you are interested in a godly life. Și fie că ești interesat să domnești o viață duhovnicească. Or to get a lot of information. Sau studiezi Biblia doar pentru informație. It's like the Garden of Eden. Este ca și în grădina Edenului. There was a tree of knowledge and a tree of life. Era un pom al vieții și un pom al cunoașterii binelui și răului. Do you know how Adam reached for the tree of knowledge? Știți că Adam a întins mâna un pomul cunoașterii. And all his children reached for knowledge. Și de atunci toți urmașii lui întind mâna spre pomul cunoașterii. This book, the Bible, can be a tree of knowledge or a tree of life. Cartea aceasta, Biblia, poate fi un pom al vieții sau un pom al cunoașterii. The same book. Aceeași carte. Two people read it. Doi oameni o citesc. To one, pentru unul, e un pom al cunoașterii. Knowledge of good and evil. Al cunoașterii binelui și răului. Isn't that a good thing to know? Nu e oare un lucru bun să știi ce e bine și ce e rău? You think it's a good thing. Crezi că e un lucru bun. God told Adam the knowledge of good and evil will bring death. Dar Dumnezeu i-a spus lui Adam că atunci când va mânca din pomul acesta al cunoașterii va muri. And I have seen hundreds and hundreds of people who have studied the Bible to get knowledge. Și am văzut sute de oameni care au studiat Biblia pentru a căpăta cunoștință. They spend years getting degrees. Și au cheltuit ani de zile, au studiat. And even people who don't go to Bible school study on their own. Și chiar cei care au studiat acasă, neapărat au mers la colegiu, la facultate teologică. The more they study, the bigger Pharisees they become. Și cu cât studiau mai mult în teologie, cu atât deveneau niște farisei mai mari. So when you read the Bible, deci când citești Biblia, ask yourself, puneți întrebarea. Why are you reading the scripture? De ce citesc Biblia? Do you want it to be a tree of knowledge of good and evil? Dorești ca Biblia ta să fie un pom al cunoașterii binelui și răului? Or a tree of life? Sau un pom al vieții? And when it speaks about the tree of life, there's only one life worth having, that is the life of God. Când vorbește despre pomul vieții, există o singură viață care merită, viața în Dumnezeu. It's amazing that Adam had the opportunity to get the life of God and instead of that he chose knowledge of good and evil. Este uimitor că Adam, în loc să aleagă viața lui Dumnezeu, a ales cunoașterea binelui și a răului. Now today you look at that and say he was stupid. Astăzi când ne uităm la ce a făcut Adam, spunem că a fost o prostie. He should have got the life of God and he'd have got everything. Ar fi trebuit să ia viața lui Dumnezeu și avea totul. But instead of that, like a fool, he went for knowledge of good and evil. Însă în schimb, a făcut prostia de a alege cunoașterea binelui și a răului. But that is the same thing that many believers are doing today. Dar întocmai ca el, așa fac mulți creștini astăzi. The same mistake. Aceeași greșeală. For example, many of us have understood so many things from the scripture. De exemplu, mulți dintre noi am înțeles multe lucruri din Scriptură. If it has not helped us all these years to overcome sin.
Dacă nu ne-a ajutat în toți acești ani să biruim păcatul, then we have not life. Înseamnă că n-avem viață. There is a law in the world called the law of sin and death. Există un cuvânt numit viață și moarte. Sin leads to death. Păcatul duce la moarte. The opposite of that is holiness that leads to life. Opusului este sfințenia care duce la viață. When I was a young Christian, când am început viața de creștință, I didn't know much about all the denominations. Nu știam prea mult despre denominațiuni. And I said, Lord, how can I know which of these people are speaking the truth because they're all holding the same Bible? Și zic, Doamne, la care biserică să mă duc eu? De unde să știu care e adevărată, că toți au Biblia? So many people preaching so many different doctrines. Și oamenii predică în atâtea feluri și atâtea doctrine există. And everybody says we are right and everybody else is wrong. Și fiecare spune care e dreptate și celălalt e greșit. Almost all churches in the world. Aproape toate bisericile din lume. Say we've got the whole truth. Spun, noi avem adevărul adevărat. Others have got ceilalți a little less. Au mai puțin adevăr. Maybe they've got something, but not as much as poate au ceva, dar nu cât avem noi. So I was confused. Așa că eu am fost confuz. Then there was one verse, a scripture that helped me. Apoi am găsit un verset în scriptură. And that's John 8:32. Ioan 8:32. You shall know the truth and the truth shall set you free. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face liberi. Then I found the secret. Apoi am descoperit un secret. If a church is speaking the truth and I hear it, it'll set me free. Dacă biserica aceea spune adevărul, mă va face liber. Free from sin. Mă va elibera de păcat. And if another church is preaching more truth, it'll set me more free from sin. Și dacă o altă biserică vorbește mai mult adevăr, voi fi mai mult eliberat de păcat. And if some church says they are preaching the full gospel. Și dacă o biserică spune că predică întreaga evanghelie, I should be completely free. Înseamnă că în acea biserică voi fi eliberat complet. But I went to so many churches that preach the full gospel. Și am întâlnit atâtea biserici care spun că predică evanghelia de plină. They said the full gospel was Jesus Christ is Savior. Și spun că evanghelia de plină înseamnă că Iisus e Mântuitor. Jesus Christ is baptizer in the Holy Spirit. El a fost și botează în Duhul Sfânt. Jesus Christ is healer. Este vindecător. Jesus Christ is coming king. Și Iisus Hristos va reveni ca rege. But when I moved around with them, I found them more defeated by sin than other people. Însă când am început să umblu la aceste biserici, mi-am dat seama că membrii lor erau mai învinși de păcat decât eram eu, mai biruiți de păcat. I said, this can't be the full gospel. Și am spus, asta nu poate fi evanghelia de plină. They fight and quarrel with each other. Când cei din biserică se ceartă, se luptă unii cu alții. They love money, they're selfish, they live for themselves. Când iubesc banii, sunt egoiști, trăiesc pentru ei înșiși. Their leaders are so proud. Când pastorilor sunt așa de mândri. I said, I don't want this. Am spus, nu vreau o biserică din asta. I searched. Și am tot căutat. And I rejected any truth that did not set me free. Și am eliberat și am respins orice adevăr care nu m-a eliberat. The Christian world is full of people who boast that they've got so much knowledge and information. Lumea creștină este plină de oameni care se laudă cu cunoștințele pe care le au. And you can get knowledge from the Bible. Și din Biblie, într-adevăr, poți căpăta cunoștință. Or you can get life. Sau poți primi viață. God divides people like that. Deci Dumnezeu așa îi împarte pe oameni. Whole lot of people who pursue after knowledge, God says, let them go. Mulțimea de oameni care caută cunoștința din Biblie, Dumnezeu spune, mergeți înainte. He said there are a few that find the way to life. Dar spune că sunt puțini cei care găsesc calea vieții. You've all heard about the broad way that leads to destruction. Ați auzit cu toții de calea largă care duce la distrugere. What do you think that broad way is? Ce credeți că înseamnă calea largă? You think it's the way of adultery? Credeți că este calea curviei? Murder? Crimei? Bitterness? Amărăciunii? Hatred? Aurii? Jealousy? Geloziei? No. Nu. It's the way of knowing good and evil. Este calea cunoașterii binelui și răului. That's the broad way. Aceasta este calea largă. And you think you're on the narrow way? Și crezi că ești pe calea îngustă. You're not. Și nu ești. Jesus said the narrow way leads not to knowledge but to life. Iisus a spus că calea îngustă duce nu la cunoaștere ci la viață. And he said very few find it. Și a spus că foarte puțini o găsesc. There are very few people sitting around the tree of life. Și sunt foarte puțini oameni care stau în jurul pomului vieții. Vast multitude are going along way of knowledge.
Și marea majoritate merge pe calea cunoașterii. And in the book of Daniel it says in chapter 12. În cartea lui Daniel 12 spune. One of the signs of the last days. Despre unul din semnele din zilele din urmă. Daniel 12:4. Versetul 4. He's talking about the book being sealed up until the end of time. Vorbește despre o carte pecetluită până la sfârșitul vremurilor. And two signs of the last days. Și două semne din zilele din urmă. There'll be a lot of travel across the world. Va fi, se va călători mult pe acest pământ. Deci semnul este când apropiindu-ne de sfârșitul lumii, oamenii vor călători foarte mult pe pământ. Și al doilea rând, și va fi o creștere, o dezvoltare extraordinară a cunoașterii, a științei. Lumea, știința se va dezvolta. Și în biserici se va dezvolta cunoașterea Bibliei. And it is all going to lead to death. Și toate astea vor duce la moarte. Knowledge is like food. Cunoașterea este ca mâncarea. If you keep on stuffing your stomach with food. Dacă ți bași prea multă mâncare, dacă mănânci prea mult, and it is not digested. Și stomacul tău nu reușește să digere. That food will kill you. Mâncarea aceea te va ucide. What is it that makes food into life? Dar ce transformă mâncarea în viață? That what I eat gets digested. Asta înseamnă că eu, atunci când mănânc, trebuie să am o digestie și asta va produce viață în trupul meu. Makes me stronger. Și mă va face mai tare. If that doesn't happen. Dar dacă asta nu se întâmplă. Keep on stuffing food inside. Și doar înghesui mâncare în mine. Nothing is digested. Nimic nu e digerat. It'll kill me. Asta mă va omorî. God's word is like food. Și acesta este cuvântul lui Dumnezeu. So when you read the book of Revelation. Deci când citim cartea Apocalipsa, what do you look for? Ce căutăm? Most believers that I have met. Cei mai mulți credincioși pe care i-am întâlnit. They are curious about the future. Sunt foarte curioși în privința viitorului. What does the number 666 mean? Ce înseamnă numărul 666? How are we going to be reigning with Christ for 1000 years? Și întrebări de genul cum vom domni împreună cu Isus 1000 de ani? We'll be able to fly with our resurrection bodies. O să putem zbura cu trupurile noastre înviate? So many things. Atâtea întrebări. All that information. Doresc informații. Does not help you to overcome one sin today. Care însă nu te ajută să ai biruința asupra păcatului astăzi. Dar tu îți umpli mintea cu informații. And the more you accumulate information that does not help you to be free from sin. Și cu cât acumulezi mai multă informație care nu te eliberează de păcat, the more you go along the broad way that leads to death. Cu atât mergi mai mult pe calea cea largă care duce la moarte. So God has made people read the Bible and choose the broad way or the narrow way. Deci Dumnezeu i-a făcut pe oamenii care citesc Biblia să aleagă calea largă sau calea îngustă. The choice is yours. Și alegerea este a ta. In my younger days, I studied the Bible to increase knowledge. Când eram eu tânăr, am studiat Biblia ca să am mai multe cunoștințe. I read a lot of books. Citeam multe cărți. Knowledge. Să acumulez cunoștințe. I was defeated by sin. Și păcatul mă robea. I found that was not truth, because truth would set me free. Și am dat seama că asta nu e adevăr, pentru că adevărul mă va face liber. There's a difference between truth and knowledge. Și o diferență între adevăr și cunoștință. Truth leads to freedom and life. Adevărul te face liber și te duce la viață. You know the difference between knowledge and truth? Știți care e diferența între adevăr și cunoaștere? Knowledge is just information. Cunoașterea este doar informație. Okay, you got some information about 666. Bine, ai niște informații despre numărul 666. And if you search for 666 on the internet, you get thousands of people giving their. Și dacă cauți pe internet 666, vei găsi mii de interpretări ale acestui număr. And you can read all that. Și le poți citi. And you're not one bit free from sin. Și tot ești rob păcatului. And you can air your views and show off your knowledge to one another. Și poți să ascunzi știrile sau să transmiți altuia ce ai aflat tu. And the devil is deceived. Și diavolul te înșeală. I'll tell you how I read
book of Revelation. Vă spun cum citesc eu cartea Apocalipsa. There are many things I learned from it. Sunt multe lucruri pe care le-am învățat de aici. I don't know the full meaning of 666. Nu le știu, nu știu însemnătatea completă a numărului 666. The main thing I see in the book of Revelation. Dar principalul lucru pe care îl văd în cartea Apocalipsa, particularly from chapter 4 to the end. Mai ales din capitolul 4 până la sfârșit, is glimpses of heaven. Este o părticică a cerului, o strălucire a cerului. My future home. Care este viitoarea mea casă. I want to know what my home is like. Și sunt curios să aflu cum arată casa mea. You know, people from Romania who want to migrate to the United States. Știți, românii care vor să migreze în America. They'd like to find out before they go what that country is like. Ar vrea să știe dinainte cum arată America, cum e viața acolo. So since I'm going to migrate to heaven, I want to. Și așa cum eu voi migra odată în cer, vreau să știu cum arată acolo cer. I've already got my visa. I'm just waiting for. Deja viza am primit-o și aștept doar să plec. Waiting for the flight. Aștept să zbor. But I want to know what it's like over. Dar sunt tare curios să știu cum va fi acolo. And there's one book that tells me about that. Și este o carte care îmi spune cum e în cer. Book of Revelation. Cartea Apocalipsa. And when I see what heaven is like. Și când văd eu cum este în cer. And I see that the Holy Spirit has come to bring that life into my heart. Și când văd că Duhul Sfânt a venit să aducă viață în inima mea. Then I understand how I can live a heavenly life on this earth. Atunci pot să înțeleg cum să trăiesc o viață cerească pe pământ. So I'm going to show you a couple of glimpses of heaven. Deci vreau să vă arăt câteva imagini din cer. This is the most exciting thing in the book of Revelation. Sunt cele mai încântătoare lucruri din cartea Apocalipsa. Your future home. Casa noastră viitoare. And the Holy Spirit can give you a taste of that life now. Și poți primi un gust prin Duhul Sfânt a ceea ce urmează acum. It's not just information. Deci nu vă dau doar informații. This a little bit of this life can be yours now. Și vreau să spun că să spun că o parte din această viață poate fi a ta acum. Okay. Revelation chapter 4. Apocalipsa capitolul 4. Sau Revelația că tot. Here we see in chapter 1, verse 1. În versetul 1. The Lord says to John, come up higher. Domnul îi spune lui Ioan, suie-te mai sus. To whom does God say such words? Cui îi spune Dumnezeu asemenea cuvinte? We read in Revelation chapter 1. Citim în Apocalipsa 1. The Lord John saw Jesus. Că Ioan l-a văzut pe Iisus. Verse 17, he fell at his feet as a dead man. La Ioan 1:17 spune că atunci când l-a văzut pe Iisus, a căzut la picioarele lui ca mort. It's a picture. Este o imagine. When you fall at the feet of Jesus, not just kneel down, when you fall. Când cazi la picioarele Domnului Iisus, deci nu doar să îngenunchezi, să cazi așa, să te întinzi la picioarele lui. Perfect picture of worship. Este imaginea ideală a închinării. It's better than even kneeling. E mai bine decât să te îngenunchezi înaintea lui. To say, Lord, I'm nothing. You are everything. Să spui, Doamne, sunt nimic, Tu ești totul. That's the symbolism there. Acesta este simbolul acolo. When we kneel down, we are respecting God. Când îngenunchem, arătăm respect față de Dumnezeu. When we fall flat, dar dacă ne efectiv ne aruncăm pe jos înaintea Lui, îl închinăm, ne închinăm Lui. Saying, Lord, I'm nothing. Și spunem, Doamne, sunt un nimic. You are everything. Și Tu ești totul. And to such people, the Lord says, și pentru asemenea oameni, Domnul spune, chapter 4, verse 1, come up here. Ridică-te mai sus, suie-te mai sus. Come up higher. Mai sus. That is a word that God is always trying to speak to us. Este un cuvânt pe care Domnul încearcă întotdeauna să ne-l spună. Come up higher. Vino mai sus. I want to show you something. Vreau să-ți arăt ceva. And verse 2. Și Revelation 4:2. Versetul 2. Immediately I was in the Holy Spirit. Imediat am fost în Duhul. Now there are many, many people who want to know, how do we know we are filled with the Holy Spirit? Sunt mulți oameni care vor să știe cum să fim umpluți cu Duhul Sfânt. And 99.9% of people. Și 99.9% dintre oameni. Say, go to Acts 2:4. Spun, du-te la Fapte 2:4. Speak in tongues. Și vorbirea în limbi. Și vorbesc în limbi. That's not the only verse. Dar nu este acesta singurul verset. There's Romans 5:5. Da, avem Romani 5:5. Your heart will be filled with love for Jesus and others. Romani 5:5, unde spune că
inimile noastre au fi umplute cu dragoste. Dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Dar mai avem Apocalipsa 4 cu 2. Când suntem în Duhul, îl vedem pe Dumnezeu pe scaunul lui de domnie. Îmi place asta. Pentru mine asta este testul, dacă am cu adevărat Duhul Sfânt. Pentru că dacă am Duhul Sfânt, pot să-L văd pe Dumnezeu stând pe tron. Și Ioan vede o imagine a ceea ce se întâmplă acolo. Îi vede pe mulți oameni în versetul 8. Sfânt, Sfânt, Sfânt este Domnul Dumnezeu Atotputernic. And like John did, we read in verse 10, all the elders fall down flat. Și spune în versetul 10 că așa ca Ioan și cei 24 de bătrâni cădeau înaintea lui Dumnezeu la pământ, deci se întindeau înaintea lui. They don't kneel down. Deci nu au îngenunchiat înaintea lui, ci efectiv au căzut înaintea lui, se aruncau înaintea lui. There's something wonderful about it. Este ceva minunat. And we can't do it here. Și nu putem face asta aici, în room, dar când e singur în camera ta, try and do this. Încearcă să faci așa. Fall flat completely. Să cazi cu totul la pământ înaintea lui Dumnezeu. Lord, și să spui, Doamne, vreau să mă închin ție. I want to recognize that I am nothing. Vreau să recunosc că nu sunt nimic. It's a wonderful experience. Este o experiență minunată, vă spun. All the elders fall down flat. Toți bătrânii au căzut cu fața la pământ. And they worship. Și îi se închinau lui. They say, Thou art worthy, Lord. Spuneau, Doamne, Tu ești vrednic de laudă. Verse 11, to receive all glory, honor. Să primești gloria, slava și puterea. And then he goes on. Și apoi continuă. Chapter 5, în 5. He sees another crowd of people. Vede altă mulțime de oameni. And they sing verse 9, a new song. Și în versetul 9 spune că ei cântau un cântec nou. This time to Jesus. De această dată lui Isus. To the Father. În primul rând, anterior am citit că îngerii, bătrânii se închinau Tatălui. Și acum cântă lui Iisus, vrednic ești Tu, pentru că prin sângele Tău ne-ai răscumpărat. Și mai departe, în 12 spune că cântau cu o voce tare, cu glas tare. Worthy is the Lamb that was slain. Vrednic este mielul care a fost junghiat să primească puterea, bogăția, înțelepciunea, tăria, lauda. And verse 13. Și în 13. Every created thing in earth, heaven, the earth and the sea and under the sea. Și toate făpturile. They shouted out to him who sits on the throne, the Lamb, be blessed, honor, glory. Din cer, pe pământ, sau sub pământ, pe mare, ziceau, a Lui care șade pe scaunul de domnie și a mielului să fie lauda, cinstea, slava, stăpânirea în vecii vecii. And again it says in verse 14, și în 14, the elders fell down and worshipped. Spune că cele patru făpturi ziceau și, din nou, cei 24 de bătrâni s-au aruncat la pământ și se închinau. My conviction is, convingerea mea este, just like 99% of believers don't know what new covenant is. Așa cum 99% dintre creștini nu au habar ce înseamnă nou legământ. 99% of believers I have met don't know what worship is. 99% dintre creștinii pe care eu i-am întâlnit nu au habar ce înseamnă închinarea. They think worship is singing a lot of songs on Sunday morning. Închinarea înseamnă să cânți, cântece mult duminică dimineața. That's not worship. Dar asta nu este închinarea. It is thanksgiving. Thanksgiving. Asta este ce înseamnă a duce laudă lui Dumnezeu. Ai mulțumit sau laudă. There are three things. Sunt trei lucruri. Thanksgiving. Ai mulțumit lui Dumnezeu. Praise. Laudă. Worship. Și închinare. Do you know the difference between the three? Știți care e diferența dintre ele? Almost every place where I've heard wonderful charismatic singing. Am auzit aproape zilnic cântări carismatice. It's not worship. Și asta nu e neapărat închinare. It's thanksgiving and praise. E o jertfă de mulțumire și laudă. If you listen carefully to the words. Dacă vei asculta atent la cuvintele cântărilor. In fact, a lot of it is not even thanksgiving and praise. De fapt, o mare parte din cântări nici măcar nu sunt laudă și închinare. It's prayer. Laudă și mulțumire. Ce sunt rugăciune. You say, Lord bless me. Și când spui, Doamne, binecuvintează-mă. It's prayer. E o rugăciune. When you say there shall be showers of blessing, când spui
numele tău fie binecuvântat. That you're saying, you're expressing your faith. Noi ne exprimăm credința. It's not thanksgiving or praise. Și asta nici măcar nu este laudă. You know, if you look at all the songs you sing. Dacă vă studia cu atenție cântările pe care le cântați. Sometimes when we sing in the meetings, we don't pay attention to the words. Uneori când cântăm în biserică, nu suntem foarte atenți la versetele cântării. Particularly if it's a song that you know very well. Mai ales dacă e un cântec pe care îl știi de mult. For example, think of all the songs you sang this evening. De exemplu, gândiți-vă la cântecele care l-ați cântat în seara aceasta. Can you tell me whether they were songs of prayer or thanksgiving or praise? Puteți să-mi spuneți dacă au fost cântări de laudă, de rugăciune sau de aducere mulțumire? Even what you sang half an hour ago, you don't remember. Chiar ce ați cântat acum jumătate de oră, nu mai țineți minte. So I want to suggest something to you. Deci vreau să vă fac o sugestie. Look at the words of those songs. Fiți atenți la cuvintele cântărilor. Sometimes not in the meeting, some other time when you're alone and home. Nu neapărat în biserică, ci mai bine când ești acasă really, singur. Remember, you're saying something to God when you sing. Și ține minte că atunci când cânți, tu îi spui ceva lui Dumnezeu. And the Bible says, be careful when you open your mouth before God. Și Biblia spune, fii atent când îți deschizi gura înaintea lui Dumnezeu. It says in Ecclesiastes in chapter 5. În Ecclesiastul capitolul 5. That verse 2. Cu 2. Don't be hasty in word or impulsive in thought to bring up a matter in the presence of God. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Verse 4, when you make a vow to God, then pay it. În 4, dacă ai făcut o jurință lui Dumnezeu, împlinește-o. Verse 5, it's better not to make a vow than to make a vow not pay it. Mai bine să nu faci o jurință decât să faci o jurință și să nu împlinești. And verse 6. Și în 6. Don't let your speech cause you to sin. Nu lăsa gura ta să te bage în păcat. Afterwards you say in the presence of the messenger, oh, it was a mistake. Și să nu zici cumva înaintea trimisului Dumnezeu, m-am pripit, am greșit. Take time to read those first 6 verses. Faceți-vă timp să citiți aceste 6 versete. Very careful about what we say. Trebuie să fim foarte atenți la ceea ce cântăm. Many Christians are careless about what they sing. Multor creștini nu le pasă ce cântă. They don't think of the words. Nu se concentrează asupra versurilor. Like the tune. Le place melodia. And the beat. Și ritmul. But the words are more important. Dar cuvintele sunt cele mai importante într-o cântare. And there are songs of prayer, they are very good. Și sunt cântări de rugăciune foarte bune. Then songs expressing the gospel. Sunt expressing the gospel. Sunt cântări care vorbesc despre evanghelie. Songs inviting sinners to come to Christ. Sunt cântări care invită pe păcătoși la Hristos. There's songs challenging people to surrender everything to Christ. Sunt cântări care îi provoacă pe oameni să se predea. And there are songs of thanksgiving. Și sunt cântări de mulțumire. See, thanksgiving is where I thank God for what he's done for me. Mulțumirea înseamnă să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce a făcut pentru mine. Thank you for dying for me. Îți mulțumesc că ai murit pentru mine. Thank you for saving me from sin. Pentru că m-ai mântuit de păcat. Thank you for blessing me this, that and the other. Mulțumesc că m-ai binecuvântat într-un fel sau altul. We need to do it. Trebuie să o facem. Very important. Foarte important. Thank you, thank you, thank you. Îți mulțumesc, îți mulțumesc, îți mulțumesc. In fact, many people don't express thanks for the things God gives. De fapt, mulți oameni uită să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ce primesc. Higher than thanksgiving is praise. Dar deasupra mulțumirii e lauda. Praise is got nothing to do with what God's done for me. Lauda n-are nimic de a face cu ce a făcut Dumnezeu pentru mine. That is thanksgiving, what God's done. Asta e mulțumire. Ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Lauda. Praising God for who he is. Lauda înseamnă să lauzi pe Dumnezeu pentru ceea ce este. Lord God Almighty. Doamne Dumnezeul Atotputernic. The whole earth is full of your glory. Pământul întreg e plin de slava ta. I'm not talking about myself. Nu vorbesc despre mine în acea cântare, ci despre Dumnezeu. You sing songs like that? Cântați dumneavoastră asemenea cântări? Holy, 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 that's how they sing in heaven. Sfânt, 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 așa se cântă în cer. Almighty. În cer așa se cântă. Sfânt ești Atotputernic. Totul e sub controlul tău. That those are songs of praise to who God is. Aceasta este o cântare de laudă pentru ceea ce este Dumnezeu. Închinarea este atunci când cazi înaintea lui Dumnezeu. Te arunci în fața lui și spui, Doamne, sunt un nimic. Dar Tu ești totul. Asta înseamnă că doar Dumnezeu singur e vrednic.
Aceasta este închinarea. That's what we see in Revelation. Asta vedem în Apocalipsă. They're not asking for anything. Nu cereau nimic. Sometimes they're thanking him. Uneori îi mulțumeau. But they're mainly saying, "Thou art worthy." Dar ei spuneau în primul rând, Doamne, Tu ești vrednic. Glory, honor, power. Toată gloria și slava este a Ta. It's only You, Father. Doar Tu ești Tatăl. Lord Jesus. Doamne Iisuse. You are worthy. Tu ești vrednic. There's nobody else worthy in heaven. Nimeni altul nu este vrednic în cer. Crowds, millions of people in heaven. Sunt milioane de oameni în cer. Somewhere in the crowd is Paul. Și undeva în mulțime e Pavel, Peter, Petru, Mary, Maria. So many godly men, women. Mulți oameni evlavioși, femei evlavioase. A big crowd. O mare mulțime. Nobody's thinking of Paul or Peter there. Și nimeni nu se gândește la Petru sau Pavel în cer. It's only Jesus. Doar la Iisus. La Dumnezeu. That is worship. Ei sunt venerați. And it's good for us to sometimes use our imagination to think how it will be when we get. Și uneori e bine să ne folosim imaginația să ne gândim cum va fi acolo. See, on this earth, we all like to get other people to give us some importance. Pe pământ ne place tuturor ca oamenii să ne acorde nouă importanță. That's because we are so self-centered. Asta pentru că suntem atât de egoiști. We want people to think about us. Vrem ca cei din jur să se gândească la noi. We're happy when people say something good about us. Suntem fericiți când oamenii ne vorbesc de bine. Even children. Chiar și copiii. And grown-up people. Grown-up people also. Și maturi. Preachers. Predicatorii. They like to hear something good about themselves. Le place să audă ceva bun despre ei înșiși. It's good for us to sometimes think about heaven. Uneori este bine să ne gândim la cer. I do it many times. Eu fac asta de adesea. I want to be a worshipper. Pentru că vreau să fiu un închinător. I imagine myself in heaven. Și mă imaginez că sunt în cer. Shut my eyes and imagine millions of people around the throne. Îmi închid ochii și mă imaginez milioanele de oameni în jurul tronului. And nobody knows. Și nimeni nu știe. Nobody knows me there. Nimeni nu mă cunoaște acolo. I'm just one among millions. Eu sunt doar unul dintre milioane. Nobody's looking at me. Și nimeni nu se uită la mine. They're looking at Jesus. Și toți se uită la Iisus. And I'm also looking at Jesus. Și eu mă uit la Iisus. Nobody's looking at Paul. Nimeni nu se uită la Pavel. Paul, Peter, Moses, nobody. Petru, ei acolo sunt nimeni. Only Jesus. Doar Iisus. And I worship God. Și mă închin lui Dumnezeu. And I tell you, it changes my life. Și vă spun că asta îmi schimbă viața. It makes me small. Mă face să mă simt mic. Unimportant. Fără importanță. It makes God everything. Și Dumnezeu este totul. I can't do that by just singing. Și nu pot să fac asta doar în cântare. I can sing in a so-called worship meeting and still feel pretty important at the end of the meeting. Eu pot să fiu la biserică și să cânt și totuși să mă simt foarte important. You be honest about yourself. Și dacă vei fi cinstit tu singur. You know, very often we can spend 45 minutes in singing. Vei recunoaște că de multe ori vei petrece 45 de minute în cântare. And I've heard many people say after that. Și aud mulți oameni spunând după cântare. Boy, we had a good time of singing. Ce timp minunat de cântare am avut. Where's the emphasis? Și pe ce se pune accentul? We. Noi. We. Noi am avut. Had a good time of worship. Ne-am simțit bine la închinare. It's a drunk like a drunkard going to the saloon and saying, "We had a good time drinking there." Un bețivan care vine de la crâșmă spune ce bine ne-am simțit acolo. Only he's got his alcohol and we've got our singing. Numai el are băutură și noi avem cântare. His problems are not solved and our problems are not solved. Nici problemele lui nu sunt rezolvate, nici problemele noastre nu sunt. It's very easy for a singing time to become like a drinking saloon. Și e foarte ușor ca un timp de închinare să ajungă ca și o cârciumă. Because it's we. Pentru că noi. When, for example, we had a time of singing this evening. De exemplu, în această seară am avut un timp de cântare. Isn't it good to know whether God was happy with it? Oare nu ar trebui să ne întrebăm dacă Dumnezeu s-a simțit bine acel timp de închinare? Did he have a good time? Oare Dumnezeu s-a simțit bine în mijlocul nostru? Or is it only we who had a good time? Sau doar noi ne-am simțit bine la închinare? In the most religious activity, we are centered in ourselves. Cele mai multe activități bisericești. And ne concentrăm asupra noastră. That is the main reason why we are defeated. Și acesta este principal motiv pentru care suntem biruiți. Avem minți omenești. When we read the Bible, we don't get revelation from the Holy Spirit. Și când citim Biblia, nu primim descoperirea Duhului Sfânt. Our home life is not heavenly, our church life. Viața noastră în familie și în biserică nu este divină.
How is heaven what it is? Cum este cerul așa cum este? Because there everything is centered on God. Pentru că în cer totul este concentrat la Dumnezeu și la Isus. Nobody else. La nimeni. No one else is important. Nimeni nu contează. If you want to go to heaven, brother, sister, dacă vrei să ajungi în cer, frate și soră, you better get used to the fact of being an unimportant person. Ar fi bine să te obișnuiești să fii o persoană neimportantă. If you want to be an important person, you'll dacă never vrei get să fii un om important, nu vei ajunge în cer. There are no important people in heaven. Pentru că în cer nu sunt oameni importanți. It's only Jesus. Doar Isus. Dumnezeu. John the Baptist had the right spirit. Ioan Botezătorul avea un duh drept în el. Now he said in John 3 verse 30. Și totuși în Ioan 3 cu 20 scrie. He must increase and I must decrease. Ioan spune, el Iisus trebuie să crească, iar eu să I must become less and less and less. Eu trebuie să devin din ce în ce mai mic. You know what spiritual growth is? Știți ce înseamnă maturizare spirituală? Spiritual growth is where you become less and less and less and less. Maturitatea spirituală înseamnă că tu trebuie să te faci tot in mai mic. Your own thinking. În mintea ta. In your own thinking, you're less and less and less important. În gândul tău, tu vei fi din ce în ce mai puțin important. And Christ is more and more important. Și Hristos va fi din ce în ce mai important. And you're not bothered what other people are thinking about you. You're thinking what bothered what they're thinking about Jesus. Nu te mai interesează ce spun alți oameni despre tine, ci te va interesa ce părere are Iisus despre tine. Is this the way you're growing spiritually? Așa creșteți dumneavoastră spiritual? Where you're becoming less and less and less and less. Când voi deveniți tot mai mici? Spiritual growth is not by learning new doctrine. Maturizarea spirituală nu se face învățând noi doctrine. You can study about the new covenant and not become spiritual. Poți să studiezi despre noul legământ și să nu fii un om spiritual. You can hear messages on a heavenly life and not become spiritual. Poți să auzi predici despre viața cerească și să nu devii spiritual. But you'll become very spiritual quickly if you say, Lord, I want Jesus to be everything in my life. Dar vei fi un om spiritual foarte repede dacă vei spune, Doamne Iisuse, vreau ca Tu să fii totul în viața mea. This is real conversion. Aceasta înseamnă convertire adevărată. Where the Holy Spirit succeeds in getting self out of the throne of my heart. Când Duhul Sfânt reușește să dea eul meu jos de pe tron. Christ is put there on the throne. Și Hristos este așezat pe tron. Where my opinion is not important. Unde părerea mea nu mai contează. And I'm not offended if și nu mă mai insults me. Nu mă mai deranjează dacă cineva dacă mă jignește sau nu agree with me. Sau nu este de acord cu mine. Or in some committee they don't care for my view. Sau dacă într-un comitet nimănui îi pasă de părerea mea. It's fine, brother. I'm not offended. E în regulă, nu mă mai interesează. If you get offended by anything. Dacă ești deranjat, ești jignit de orice, that shows self is the center. Asta arată că eul tău e pe tron. When God is in the center, you never get offended. Dacă Dumnezeu e pe tron, el e în centru, nu te va mai simți jignit. It is impossible. Pentru că e imposibil. To get offended with what somebody says. Să te mai superi pe ce spune or cineva. Or somebody doesn't say. Sau pe ce nu spune or cineva. Or somebody doesn't smile at you. Sau dacă unul zâmbește. Or ignores you. Sau te ignoră. You're not offended. Nu te va mai afecta. Or after all, you're a nobody. Dincolo de toate, ești un nimeni. Do you think a little ant crawling on the floor is offended because you didn't look at it? Crezi că o furnică acolo de pe jos e deranjată că nu ne uităm la ea? No. It's not bothering. Nu o deranjează deloc. Says, I'm nothing. El spune, sunt nimic. Ăștia sunt oameni mari. I'm nobody. Eu sunt nimeni. It doesn't get offended, and that's how we can live. Nu se supără și așa trebuie să trăim și noi. I'm very important in God's eyes. Eu sunt foarte important în ochii lui Dumnezeu. In my own eyes, I'm a nobody. Dar în ochii mei sunt un nimeni. That is the atmosphere of heaven. Aceasta este atmosfera cerească. In Galatians chapter 6. În Galateni 6. Galatians chapter 6 it says. În Galateni 6 scrie. And verse 3. If anyone thinks he is something. Dacă vreunul he deceives himself. Dacă vreunul se crede ceva, cu toate că este un nimic, se înșală singur. If anyone thinks he is a somebody, it means a nobody. Dacă unul crede că este cineva, deși este un nimeni, he deceives himself. Se înșală singur. I must recognize. Eu trebuie să recunosc. I'm a nobody. Că sunt un nimeni. Then I will never deceive myself.
apoi nu mă voi înșela niciodată. Many people are deceiving themselves. Mulți oameni însă se înșală singuri. Because they think they're somebody. Pentru că se cred cineva. You know, most people when they come to the church for the first time. Știți, mulți oameni când vin în biserică pentru prima dată. Think of yourself. Gândește-te la tine. Because you lived a life of sin. Să presupunem că ai trăit o viață de păcat. And you came to this church for the first time. Și când ai intrat pentru prima dată pe ușile bisericii. And you got converted. Și ai fost convertit. That day you were a nobody. În ziua aceea te-ai simțit un nimeni. Nobody even knew your name. Nimeni nu știa cum te cheamă. You were really a nobody. Și erai un nimeni. But after a few years. Dar după câțiva ani. Everybody comes to know you. Când oamenii încep să te cunoască. Gradually you become a somebody. Când tu deodată devii cineva. That's when you're in danger. Atunci ești în pericol. I've told the same thing happens. I found in our church in Bangalore. Și același lucru se întâmplă și în biserica noastră din Bangalore. And I give this exhortation. Când dau o învățătură, I say, always think of yourself. Spun, întotdeauna gândește-te la tine. As the nobody that you were on the first day you came to this church. Ca la nimicul care erai în ziua când ai intrat prima dată în biserică. It'll go very well with you. Îți va fi foarte bine. You'll really become spiritual. Și vei deveni un om spiritual. God gives His grace to the humble. Pentru că Dumnezeu dă har celor smeriți. You'll have abundant grace upon your life. Și atunci vei avea har din belșug peste viața ta. You'll become a worshipper. Vei deveni un închinător adevărat. But the devil will always try to make you feel that you are now somebody in the church. Diavolul întotdeauna te va face să te simți unul important în biserică. I speak to elders and their wives. Vorbesc cu presbiteri și cu soțiile lor. So you can be proud that you're the wife of an elder. Și spune, poți să fii mândră că e soția unui presbiter. Oh, what an important person. Ce importantă e sora. They haven't understood the ABC of the Și n-au înțeles ABC-ul credinței creștine. It is to decrease. Care înseamnă să te vezi tot mai mic, mai you're, mic, mai mic. You're a man of God and a woman of God if you're gradually becoming nothing in your own eyes. Ești un bărbat și o femeie a lui Dumnezeu dacă încetul cu încetul devii tot mai mic în ochii tăi. That's why I said learn from the elders in heaven who fall flat before God. De-aia spune, învățați de la bătrânii din cer care se aruncau la pământ înaintea lui Dumnezeu. Bury their face in the ground. Care își puneau fața în pământ. Don't want anybody to see my face. Ca nimeni să nu le vadă fața. Flat on the ground. Acolo la pământ. And worshiping God. Se închinau lui Dumnezeu. When I write letters to my fellow elders in India. Când le scriu scrisori presbiterilor mei din India. One of the exhortations I give them very often. Una dintre învățăturile pe care le dau adesea. Dear brothers, este, dragi frați. Keep your face in the dust always. Stați cu fața în pământ întotdeauna. Keep your face in the dust always. Păstrați-vă fața jos în pământ întotdeauna. Be a nobody. Fiți un nimeni. In your own eyes. În ochii voștri. Let Christ alone be glorified. Ca Hristos să fie glorificat în voi. What people in the church say about you or think about you. Nu te îngrijora ce vor spune cei lați din biserică despre tine. Think of yourself in the day when you were not even converted. What were you? Amintește-ți de ziua în care te-ai pocăit. Cum erai tu în ochii tăi de mic? Be great in the eyes of the Lord. Fii tu mare în ochii Domnului. Nu în ochii oamenilor. Pentru că asta nu contează. Poate cânti frumos. Și, sau cânti, predici bine. Sau poți să faci altceva bine. Astea sunt lucruri care ne pot mări inima și ne credem ceva. Am să vă arăt taina vieții lui Pavel. Care era un închinător adevărat. Și am să vă arăt. But before that, Matthew 4, verse 10. Dar înainte, Matei 4, cu 12. Matthew chapter 4, verse 10. 4 cu 10. This is one of the words Jesus said to the devil. Este unul dintre cuvintele pe care Iisus l-a rostit diavolului. Many years ago, this gripped my heart. Cu mulți ani în urmă, acest verset mi-a cuprins inima. You shall worship the Lord your God and him only shall you serve. Domnului Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să-i slujești. You shall worship and then and only then și numai atunci you can serve. Poți să-i slujești. If you try to serve
Without worshiping, your service will be useless. Dacă încerci să slujești pe Dumnezeu, însă nu te închini lui, slujirea ta este fără folos. You worship God, your service will be like rivers of living water. Dacă te închini lui Dumnezeu, slujba ta va fi ca un râu de apă vie. The devil has hidden these truths from God's people. Dar diavolul a ascuns aceste adevăruri de poporul lui Dumnezeu. Imagine spending your whole life. Imaginează să-ți petrești toată viața. Only with prayer. Doar în rugăciune. No thanksgiving, no praise. Fără laudă și fără mulțumire. Boy, what a wasted life. Ce viață risipită. You say, no, we've got past all that. Și acum spui, ne-am trecut peste asta. We're not like all those dead churches that pray. Noi nu suntem ca aceleași biserici care doar se roagă. We've got charismatic worship. Noi avem închinare carismatică. No, it's not worship. Dar nu e închinare. It's thanksgiving and praise. Este laudă și mulțumire. If you don't believe me, dacă nu mă crezi, take a concordance. Ia o concordanță biblică. Don't read these books written by American preachers, they lead you astray. Și nu citi cărțile astea ale americanilor, că o să te ducă rău. Take a concordance. Ia o concordanță. Take the word thanksgiving or thanks. Ia cuvântul mulțumire. Take the word praise. Ia cuvântul laudă. Take the word worship. Ia cuvântul închinare. And study it in the New Testament. Și studiază-le în Vechiul Testament. And you will see what all you believed in your life was wrong. Și o să vezi că tot ce ai crezut în viața ta legat de asta e greșit. I decided many years ago. Eu am decis să fac asta mulți ani în urmă. I've got so many wrong ideas in my head from Christian writers. Aveam atâtea idei greșite în capul meu din cărțile creștine, încât a trebuit să le arunc pe toate la gunoi și să studiez Biblia și să gândesc cum gândea Dumnezeu. Și mi-a schimbat viața. Și am învățat ce înseamnă închinarea adevărată. And I imagine spending your whole life doing thanksgiving and praise only. Și imaginează să spui toată viața lăudându-l și doar mulțumindu-i. And fooling myself that I worship God so many times. Și m-am mințit singur crezând că laud pe Dumnezeu, că mă închin lui Dumnezeu. The devil deceived me. Diavolul m-a înșelat. But no more. Dar nu acum. I've learned what worship. Am învățat acum ce înseamnă închinarea. And it says here, if you want to serve God, you got to worship Him first. Dacă vrei să-i slujești lui Dumnezeu, trebuie să îi te închini întâi. That is fall flat before Him. Asta înseamnă să cazi înaintea Lui. I'm not talking about that physical act of falling. Acum eu nu vorbesc despre actul fizic de a cădea înaintea Lui. That must be my position in my spirit always. Ci aceasta trebuie să fie poziția Duhului meu întotdeauna. Always flat before God in my spirit. În Duhul meu, deci nu fizic să mă pun cu burta pe jos, ci să fiu Duhul meu să fie înaintea Dumnezeu. Lord, my face is in the dust. Doamne, fața mea este în pământ. Thou alone art worthy. Tu ești atotputernic. All honor. Și vrednic de toată lauda. I'm worthy of zero honor. Eu nu merit nimic. All glory. Toată gloria. I don't want anybody to praise me. Nu vreau ca nimeni să mă laude. I don't want anybody to appreciate. Nu-mi doresc ca cineva să mă aprecieze. I don't care what they say. Și nu-mi pasă ce spun oamenii. Hallowed be your name. Slăvi să fie numele Tău. You know, Jesus taught us to pray that. Știți că așa ne-a învățat Domnul Iisus să ne rugăm? Before you pray for your backache and your headache and your cancer. Înainte să te rogi pentru durerea ta de cap sau de spate sau before pentru cancer. Before you even pray for the forgiveness of your sins. Înainte să te rogi pentru iertarea păcatelor. Say, spune. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. After that you can pray for your daily bread and forgiveness of sins. După aceea te poți ruga pentru pâinea de toate zilele și pentru iertarea păcatelor. Pentru vindecare. You know, he was answering the disciples when they said, "Teach us to pray." El răspundea ucenicilor când i-au spus, învață-ne să ne rugăm. Very few Christians have learned to pray. Foarte puțini creștini au învățat să se roage. Lord, help me to grow spiritually. Doamne, ajută-mă să cresc spiritual, să fiu plin de Duhul Sfânt. Very good prayers. Foarte bune rugăciuni. Jesus said, when you pray, dar Iisus a spus așa, când te rogi, first of all, în primul rând, say, hallowed be thy name. Spune, înălțat fie numele Tău. That is worship. Aceasta este închinare. But see how the devil, it's all in our Bible. E în Biblie. Many Christians repeat our Father who art in heaven like parrots. So deci, many rugăciunea Tatăl nostru e în Biblie și mulți creștini o repetă așa ca papagalii. How many times you've repeated that prayer? Tu de câte ori ai repetat rugăciunea Tatăl nostru? Tell me how much have you understood that the first thing in your life must be that God's name must be hallowed. Spune-mi de câte ori ai repetat rugăciunea și ai înțeles că în viața ta primul lucru trebuie să fie înălțarea lui Dumnezeu. When I was a little boy, când eram copil, my parents taught me to pray that prayer. M-au învățat părinții Tatăl nostru. I never got out of bed without kneeling down
and praying that prayer before starting the day. Niciodată nu mă ridicam din pat fără să îngenunchez și să spun rugăciunea Tatăl nostru. I wasn't converted. Nu eram convertit atunci. But as a little 12-13-year-old boy, dar când aveam vreo 12-13 ani, it's the only prayer I knew. Era singura rugăciune our pe care o știam. Father who art in heaven. Tatăl nostru care ești în ceruri. It only took a few seconds. Dura doar câteva secunde. Quickly go through it. Repede trăgeam, get up and do my work. Mă ridicam și făceam treaba. Many years later, before I really understood, what have I been saying to God for the last 35 years? Mulți ani mai târziu m-am întrebat, Doamne, ce am spus eu ție ultimii 35 de ani? I've been saying, Lord, my first request is hallowed be thy name. It was not my first request. Eu ți-am spus că prima mea cerere este înălțat fie numele tău, sau nu era prima mea cerere. But I thank God I didn't die like that. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu că nu am murit cu acest. Și înainte să mor, am descoperit adevărul. That God created me to be a worshipper. Și Dumnezeu m-a creat pe mine să fiu un închinător adevărat. He did not create me to be a preacher. Și nu m-a creat să fiu un predicator în primul rând. Or a healer. Sau un vindecător. Or a pastor. Sau un pastor. Or an elder. Sau un bătrân al bisericii. Created me to be a worshipper. Dumnezeu în primul rând m-a creat să fiu un închinător. When we talk about teachers, prophets, apostles. Când vorbim despre învățători, apostoli. How many are there? Cât sunt? How many are real apostles and prophets? Câți dintre ei sunt adevărați apostoli și adevărați învățători? Very, very few. Foarte puțini. And you may never be one in your life. Și s-ar putea să nu fii unul adevărat în viața ta. Let me tell you, that's not the important thing. Dar să vă spun că nu asta contează, să fii apostol. Important is to be a worshipper. Important este să fii un închinător adevărat. Every one of us can be worshipper. Și fiecare dintre noi poate fi închinător adevărat. Then our service will be effective. Atunci slujirea noastră va fi efectivă. Te vei închina și vei sluji. That's why when God created Adam, de aceea când Dumnezeu l-a creat pe Adam, why did he make Adam? De ce l-a creat pe Adam? He made a garden, a făcut o grădină, and he had planned a wife for Adam and a job for Adam. Și a dat lui Adam o nevastă și o slujbă. He made Eve and he planned that Adam should be the gardener in Eden. Și Dumnezeu a planuit ca Adam să fie grădinarul în Eden. So, do you know that Adam's first day he did no work? Și în prima zi, știți că Adam nu a lucrat? That's what I like about God. Asta îmi place la Dumnezeu. It's like when you join a company and the company says first month you just take a holiday and come back after that. Ca și când mergi, te angajezi la o firmă și spune, uite, te-am angajat și acum prima lună ești liber. I said, this is great. I like to work in a company like that. Și spune, minunat, să-mi dea concediu în prima lună. Vreau before și eu. Before you start work, you get one month holiday. Înainte să încep lucru, o lună ești în concediu. God is a good God. Dumnezeu un Dumnezeu bun. At the end of the sixth day. Și la sfârșitul celei de-a șase zile, God made man. Dumnezeu l-a făcut pe om. After preparing everything. După ce a pregătit totul pentru el. God is always like that. Așa este Dumnezeu întotdeauna. Everything and then only brings us on the scene. Pregătește totul și apoi ne aduce pe noi. And then he told Adam. Și i-a spus lui Adam. The seventh day. A șaptea zi. Seventh day for God. A șaptea zi pentru Dumnezeu. The first day for Adam. Prima zi pentru Adam. Because he was created just a few hours ago. Pentru că doar ce fusese creat înainte de ziua șaptea. And Adam says, God, which part of the garden shall I go and work today? Și Adam spune, Doamne, unde să mă duc să lucrez în grădină astăzi? No work, Adam. Azi nu lucrez, Adame. Just you and I. Doar tu și cu mine, împărtășie. I want to teach you to worship. Vreau să te învăț să mi te închini. Spend 24 hours worshiping. Să petrecem primele 24 de ore din viața ta în închinare. And you'll do a better job in the garden. Și apoi o să faci o slujbă mai bună în grădină. The law was different. Legea era diferită. Legea lui Moise. The law said, legea spunea, 6 days you work and then the 7th day you get rest. 6 zile să lucrezi și a 7-a să te odihnești. It was not like that in the beginning. Dar nu așa era la început. God said to Adam, one day you rest and then you work 6 days. Dumnezeu i-a spus lui Adam, prima zi te odihnești și apoi 6 zile lucrezi. That means worship comes first and then service. Asta înseamnă că prima dată vine închinarea și apoi slujirea. When Jesus died and rose again. Deci când Iisus a înviat și a murit, când a înviat și când a murit și a înviat din nou. Brought us back to Genesis 2. Ne-a dus înapoi la Geneza 2. Now it's not 6 days of work first. Și n-a spus prima dată 6 zile de lucru. It's worship first. Ci în primul rând închinarea. And I told you worship is that which makes us recognize we're nothing. Și v-am spus că închinarea este cea care ne face să ne dăm seama că suntem niște nimicuri. Now I'll show you why Paul had such a powerful ministry. Acum am să vă arăt de ce Pavel avea așa o lucrare puternică. Think of a statement like this. Gândiți-vă la o asemenea afirmație. In Romans 15. În Roman 15.
And verse 29. Verse 29. Cu 29. He tells the Romans. El le spune romanilor. It looks like boasting. Apare a fi așa o laudă. But it's not boasting. Dar nu e laudă de sine. When I come to you, dacă I vin am la voi, going to come in the fullness of the blessing of Christ. Dacă vin la voi, voi veni cu o deplină binecuvântare de la Hristos. I'm going to give you Romans something that will give you the fullness of God's blessing. Am să vă dau ceva care va fi plinătatea binecuvântării lui Dumnezeu. We know that's not boasting because he was inspired by the Holy Spirit to write that. Nu a fost laudă de sine pentru că cartea a fost inspirată de Duhul Sfânt. He believed it. Dar el credea. Because he knew. Pentru că știa. If I'm a worshipper, că dacă sunt un închinător, fullness of blessing will flow from my life. Plinătatea binecuvântării va curge din viața mea. Because the river of God is always full of water. Pentru că râul lui Dumnezeu nu seacă niciodată. It is never dry. Și niciodată nu e uscat. If preachers are dry, it's because the pipe connection to that river is blocked. Dacă predicatorii sunt uscați, înseamnă că acea conductă care face legătură cu râul lui Dumnezeu e blocată. Însă râul lui Dumnezeu e plin de apă. We read in 1 Corinthians 3. Și în 1 Corinteni citim 3. The secret of Paul's life. Taina vieții lui Pavel. He says, verse 1 Corinthians chapter 3. Yes. And verse 5. Cu 5. What then is Apollos and what is Paul, servants through whom you believed? Cine este Pavel și cine este Apollo, niște slujitori prin care ați crezut? Verse 6. Șase. I planted, Apollos watered, God caused the growth. Eu am plantat, Apollo a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Paul planted. Dumnezeu a sădit. Apollos watered. Nu. Pavel a sădit, Apollo a udat. And God gave growth. Dar Dumnezeu a făcut să crească. Now listen to verse 7. Apoi în 7. The one who plants, Paul. Deci nici cel care sădește, Pavel, and the one who waters Apollos, nici cel care udă, adică Apollos, are both zero. Nu sunt nimic, sunt niște nulități. Do you see that? Vedeți? Paul, what are you? Pavel, ce ești tu? Zero. Un zero, o nulitate. But God, dar Dumnezeu, fiindcă El este totul. That was the reason why his ministry was so effective. Acesta este motivul pentru care lucrarea lui Pavel era așa de puternică. Always felt at the end of his life, I'm nothing. Întotdeauna Pavel credea că la sfârșitul vieții el este o nulitate. And growth in God is like that. Și maturizarea în Dumnezeu este așa. 1 Corinthians 15. 1 Corinteni 15. Verse 9. Cu 9. After Paul had served God for about 25 years. După ce Pavel îi slujise lui Dumnezeu 25 de ani, raised the dead, înviase morți, wrote scripture, a scris o parte din Scriptură, planted churches, plantase biserici. He says in 1 Corinthians 15, verse 9, spune acest verset, I am the least of the apostles. Sunt cel mai neînsemnat dintre apostoli. Many apostles in the world, sunt mulți apostoli în lume, wonderful men of God, și oameni minunați al lui Dumnezeu. God has made me also an apostle. Dumnezeu m-a făcut și pe mine un apostol. But I'm the last. Dar sunt cel mai neînsemnat, spune Pavel. Paul said when he is 55 years old. Asta spunea Pavel la 55 de ani. 5 years later. 5 ani mai târziu. When he is 60 years old. Când are 60 de ani. He says in Ephesians 3, verse 8. Spune în Efeseni 3, cu 8. When he was 55, he thought he was the least of the apostles. Când avea 55 de ani, se credea cel mai mic dintre apostoli. Now he says, I'm the least of all the believers in the world. Acum spune, sunt cel mai mic dintre credincioșii din lume. Was he going up or down? Sunt cel mai însemnat dintre sfinți. Least of the apostles? Cel mai mic dintre apostoli. Or least of all the believers? Poți spune, sunt cel mai mic dintre credincioși. Another 5 years later. După alți 5 ani. Then he's 65. Când are 65 de ani. He writes 1 Timothy 1:15. Scrie 1 Timotei 1:15. Now where does he go? Acum unde a ajuns? Right to the bottom, it says. Jos de tot, și spune. The greatest sinner in the world. Sunt cel mai păcătos om din lume. That is spiritual death. Asta este nașterea spirituală. That's what happens to a true worshipper. Asta se întâmplă cu un închinător adevărat. Dear brothers and sisters. Dragi frați și surori. Are you going in that direction? Mergeți dumneavoastră în această direcție? Are you becoming bigger and bigger and more important in your own eyes? Deveniți tot mai mari și mai importanți în proprii ochi? You're going in the wrong direction. Mergeți în direcția greșită. You're going in the direction that the devil went. Mergeți în direcția în care și diavolul merge.
Turn around. Întoarceți-vă. Humble yourself. Smeriți-vă. The reason why you have not got grace to overcome all sin. Motivul pentru care nu ai harul lui Dumnezeu pentru a birui păcatul din viața ta. Grace can help you solve every problem in your life. Este acesta și păcatul îți poate rezolva orice problemă din viața ta. Harul îți poate vindeca orice problemă din viața ta. Fie că e în viața de familie sau în biserică. Every problem. Orice problemă. God never allows his name to be dishonored by through anyone who is humbling themselves. Dumnezeu nu permite ca numele lui să fie dezonorat atunci când este vorba de cineva care se smerește. Pride is very close to us. Mândria e foarte aproape de noi. We're always tempted to go up. Întotdeauna suntem tentați să credem, să creștem. Because we got a flesh in which dwells nothing good. Pentru că avem o fire în care nu locuiește nimic bun. We have to make an effort to look at Jesus and go down. Trebuie să facem un efort, să ne uităm la Isus și să ne facem cât mai mici. Să fim închinători. So let's learn to worship the Lord. Deci haideți să învățăm să-i slujim Domnului. Și nimic. We can, you know, in worship you may start with speech, words. În închinare poți începe cu cuvinte. Sing. Cu o cântare. Ultimately the highest form of worship. Dar cea mai înaltă formă de închinare is silence. Este liniștea. The Lord is in his holy temple. Dumnezeu este în templul său cel sfânt. And all the earth keeps silent before him. Și tot pământul tace înaintea lui. That's what we read in scripture. Așa citim în scripturi. Don't think that the highest form is always noise. Nu crede că cea mai înaltă formă de închinare e prin zgomot. They worship with a tremendously loud noise in heaven. Da, în cer se laudă cu un zgomot puternic. But worship can also be with silence as you fall before God in your room. Dar închinarea poate fi prin liniște când te prăbușești înaintea lui Dumnezeu în camera ta. Without any noise. Without any noise. Fără a scoate vreun cuvânt. Or with noise. Sau prin cuvinte. You must be nothing. Dar ideea e că trebuie să fim nimic. Ca Iisus să fie totul. Imaginează ce ar fi căminul tău dacă tu ai deveni un nimeni. Sunteți voi soților gata să deveniți o nulitate în casa voastră? Sau voi soților sunteți gata să deveniți un nimeni în casa voastră? Voi toți, frați și surori, vreți să fiți un nimeni? You'll have a wonderful home and a wonderful church. Vom avea o casă minunată și o biserică minunată. Să ne rugăm. My hands are bowed in prayer. Cu capetele plecate. If something is disturbing you. Dacă te simți deranjat de anumite lucruri. If you're feeling a bit disturbed in your heart. Dacă te simți deranjat în inimă. By something you've heard. De ceva ce ai auzit. Because you're somebody. Înseamnă că te crezi cineva. Those who are nobodies don't get offended. Acei care se cred că sunt nimic, nu sunt deranjați de nimic. Lord, help us all. Doamne, ajută-ne. Worshipers. Să fim închinători. Make you everything in our life. Să te facem totul în viața noastră. Ne rugăm în numele Domnului.